Alu Camarões, me aflu în subsolul, să zic așa, de la arhitectură, unde e o cantină, unde se poate mânca la prețuri decente. Am să vă prezint o parte din meniul de azi. Doamna Elena e o bucătăreasă nemaipomenită, e soția patronului. Sper că o să vă placă. Uitați, mi-am luat aici la 12 lei un cotlet de porc cu piure. Vedeți? E decent la 12 lei. Și aici am o, să vedem, da, o ciorbică de fasole. Asta să vi arăt mai salina la 6-7 lei. Vedeți și voi? Doamna Elena are mâini de aur, gătește nemaipomenit, sunt meniuri decente, prețuri decente, deci puteți să mâncați zilnic aici, de la 11 până la 3-3 jumate, așa, când se termină mâncarea din tăvi. Deci se mănâncă mult pui, se mănâncă lasagna la 4 fromagi, se mănâncă ciorbici de lobode, de fasolic, se mănâncă mâncări românești, e pilaf sârbesc, e piure, cam de toate ce îi trebuie unui gurman. Deci vă invit cu drag la subsolul arhitecturii, unde de luni până vineri se mănâncă decent la prețuri acceptabile pentru buzunarele mai subțiri, așa. Deci, ce să vă zic, vă urez și vouă o poftă bună dacă sunteți la masă, vă urez să aveți și voi o mâncărică pe masă ca toată lumea și voi și copiii voștri. Hai că mă apuc să mănânc. Vă urez poftă bună dacă sunteți la masă. Pa, Camarasa!